Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Percheziții nocturne în locuința avocatei Ana Ursachi, bănuită într-un dosar de omor despre care mulți juriști spun că este redeschis la comandă. Potrivit acesteia, după ora 10 seara, contrar normelor legale, procurori și ofițeri de urmărire penală au dat buzna în apartamentul în care locuiesc tatăl și fiul ei și au confiscat laptopuri și tablete care nici măcar nu îi aparțin. Vor să mă intimideze, a declarat avocata în cadrul unei conferințe online. De cealaltă parte, procurorul general interimar, Eduard Harungen, îi recomandă Anei Ursachi să-și ia un apărător bun. Avocata Ana Ursachi spune că procurorii și ofițerii de investigație au pătruns prin înșelăciune în locuința ei din sectorul Botanica. Ăștia au dat buzna într-un stil tipic banditesc, sau că se arată, deci, apartamentul în care ei au descins se află la etajul 1, la parterul blocului. Ei s-au cățărat la etajul 2. Unul din ei a stins lumina de la dispozitivul ăsta care alimentează cu energie electrică 3 apartamente aflate în scară. Când lumina s-a stins în casă, tatăl a ieșit ca orice om să vadă ce se întâmplă pe scară cu lumina. Ușa a rămas deschisă și atunci caii ăștia de la etajul 2 au descins pur și simplu în casă. Erau mulți. L-au speriat pe tatăl meu, l-au speriat pe fiul meu. Polițiștii au percheziționat apartamentul Anei Ursachi vreme de aproape 2 ore și au confiscat un computer, 2 laptopuri și 2 tablete. Bunuri care aparțin fiului și tatălui avocatei. Prezis la provocația, появились procuror Ștefărță și 5 ofițerii poliției с требованием, так сказать, провести обыски. В связи с тем, что якобы я 19 или 20 лет назад воздействовал на процесс, в котором участвовала и моя дочь, которая была потом реабилитирована. Незаконные действия. În presă au apărut informații că din casa Anei Ursachi au fost ridicate dispozitive de înregistrare audio și video, fapt infirmat de avocată. Niciun fel de înregistrări, video, audio și tot felul de porcării cu care s-a insinuat în casa unde a fost ieri pur și simplu batjocorit tatăl și fiul meu, nu existau. Inițial, Ana Ursachi nu a înțeles ce legătură are tatăl ei cu dosarul ce o vizează. Se pare însă că procurorii l-au atras și pe el în proces. Se scrie că 20 de ani în urmă el i-ar fi dat 500 de lei unei doamne pe nume Dandan ca ea să vorbească, să spună declarații favorabile în favorul meu. Deci eu nu cunosc nici o doamnă Dandan. Nu se cunoaște deocamdată dacă tatăl avocatei va avea un statut în acest dosar, întrucât procurorul de ca nu a răspuns la telefon pentru a comenta acțiunile de luni seara. Avocatul Anei Ursachi spune însă că perchezițiile s-au desfășurat cu abateri grave. Această percheziție s-a efectuat cu abateri grave de la legislația procesuală penală din 2 motive principale. În primul rând, că a început la 22:15 minute, când s-a prezentat la fața locului avocatul Radu Ștefan Patrașanu. Perchiziția s-a efectuat pe timp de noapte și nici într-un caz pe timp de zi, așa cum permite legislația. A doua încălcare admisă de acuzare a fost efectuarea percheziției doar în baza ordonanței procurorului, fără a obține încheierea judecătorului de instrucție, având de fapt timp la dispoziție suficient, deoarece urmărirea penală pe acest dosar a fost reluată la 8 septembrie 2016. Cum comentați aceste acțiuni? Abuzive și cu tente de intimidare a doamnei Ursachi. Ana Ursachi spune că reprezentanții instituțiilor de drept o intimidează, deoarece clienții săi ar fi transmis probe privind implicarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în mai multe ilegalități. În ultima vreme eu am concentrat în mâinile mele foarte multe puncte sau sulițe dureroase pentru regim, pentru Plahotniuc în special. Vorbim de dosarul lui Sergiu Cebotar cu anabolice. Este vorba de dosarul Vecislav Platon. De la el sunt sigur că au pornit majoritatea represiunilor împotriva mea, pentru că Vecislav Platon a lăsat pe hârtie și pe alte dispozitive pe care mi le-a pus în sarcină să le difuzez, foarte multe informații extrem de nedorite de Plahotniuc. Sunt dovezi că el dirigează cu același Viorel Morar salariatul de la Tenandria și cu același Harungen pentru a deschide cazuri, pentru a aresta, a elibera oameni. Avocata Ana Ursachi a declarat că va prezenta probele ce îl incriminează pe Plahotniuc instituțiilor abilitate din Uniunea Europeană, întrucât nu are încredere în justiția moldovenească. Cuisele, da, lui Harungen, care eu l-am numit taracan, angajat în fugă pentru fotoliu împreună cu Viorel Morar, care este salariat în mod privat de la Plahotniuc, cuisele, da, fetilor. Cui? Deci, oamenii care mi le-au pus la dispoziție riscă cu viața. Deci, despre Vecislav Platon știți foarte bine că au fost detalii cât se poate de relevante cu privire la aranjarea omorului acolo în penitenciar. Sergiu Cebotar,
A fost răpit din centrul orașului în momentul în care s-a pornit la domnul Cobzac atunci la Comisia Parlamentară să dea declarații. Știți ce s-a întâmplat cu Sergiu Mutarepoi? Dosarul este un fals, este o făcătură. Mai mult, avocata Ana Ursachi spune că și avocații săi sunt în pericol fără a specifica la ce se referă. Hărțirile care se pun la cale de către Pahotuci acolo în Moldova, majoritatea din ele sunt conectate de mine și avocații Vilaru Sanovski, Angela Istrate, Anatolie Istrate, Eduard Urdenco, sunt în direct și iminent pericol. Pe această cale eu rog Uniunea Avocaților să aibă grijă de colegii noștri. Treziți-vă și apărați-i pe avocații care, apărându-mă pe mine, au devenit țintă răzbunărilor, filajului, persecuțiilor, urmăririlor, perchizițiilor și, de ce nu, chiar și atacurilor la persoană ilegale. Ana Ursachi a avut un apel și către unii reprezentanți ai justiției. Procurorii și judecătorii, ei nu trebuie să servească. Nu este vorba de oligarhi și de coordonatori. Ei nu ar avea nicio șansă la viață în momentul în care procurorii și judecătorii ar refuza să-i servească. Domnule, dar opriți-vă, dar nu-i mai serviți. Contactat de Jurnal TV, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus că este într-o ședință și nu poate comenta învinuirile ce i se aduc. Iar procurorul general interimar, Eduard Harunjen, i-a recomandat Anei Ursachi să-și ia avocați buni. Că este vorba despre o persoană care se bănuiește într-o infracțiune deosebit de grav. Eu nu cred că există persoane bănuiți de infracțiuni care n-ar critica un procuror. Este un lucru evident. Infractor tot timpul își critică procurorii. Dumneavoastră v-aș recomanda să-i transmiteți doamnei Ursachi să vină cu un avocat bun, să dea toate depozițiile care are în instanță, la procurori. Avocata Ana Ursachi este vizată într-un dosar de omor redeschis după aproximativ 20 de ani, adică după expirarea termenului de prescripție. Apărătorii Anei Ursachi spun că acest lucru este ilegal, dar procurorul care instrumentează cauza penală declară că au apărut probe noi în dosar. Ana Ursachi respinge învinuirile și spune că nu are nicio legătură cu infracțiunea care îi se incriminează. Mai mulți reprezentanți ai societății civile și juriști au declarat că urmărirea penală a fost reluată la comanda lui Vladimir Lahotniuc. Acesta nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Discutăm despre acest subiect chiar cu avocata care este incriminată, Ana Ursachi, via Skype. Ea este cu noi. Bună seara! Bună seara! Și în platoul de la ora expertizei se mai află avocatul Eduard Rudenco, Alexandru Petkov, fost deputat, Pavel Midrigan, jurist și analistul politic Ion Tăbârță. Bună seara și dumneavoastră! Prima întrebare este pentru dumneavoastră, doamna Ursachi. Vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, aceste persecuții când vor înceta odată ce avem, iată, o declarație venită către dumneavoastră în care ați sesizat, ați văzut, vi se spune să aveți un apărător bun. Deci ar putea să fie pe termen lung. Chiar dacă există foarte multe comentarii și juriștii, nu doar în emisiuni, dar și pe rețele și nu doar, spun că se depășesc toate normele legale pentru un proces echitabil, care de fapt nici n-ar trebui să fie, odată ce și termen de prescripție a trecut și există multe alte motive care de fapt nici nu au legătură cu dumneavoastră. Dar vreau să ne spuneți dumneavoastră personal, cum credeți, ce părere aveți despre aceste persecuții și prin ce mijloace credeți că puteți dobori acest sistem care s-a pornit, iată, cu tot alaiul împotriva dumneavoastră? Mulțumesc, Dumitru, pentru întrebare. Prima ce aș vrea să spun este o recomandare pentru Harunjen să-și caute el un avocat bun, pentru că foarte curând el, pentru abuzurile în serviciu și pentru acte de corupție și încălcări foarte grave pe care le comite, va ajunge în dosare penale reale și nu acele inventate, așa cum se întâmplă în cazul meu. Eu sunt un avocat bun, dar eu nu o să-l apăr chiar dacă vine cu toți banii abonisiți de la Plăhotniuc. Și cred că cel mai bine este acum un procuror general care deja a sfidat toate normele legate de prescripție să-și amintească cel puțin de prezumția nevinovăției, așa gândindu-se că într-o zi această prezumție o să-i folosească și lui, pentru că cu siguranță se va întâmpla. Vreau să vă zic că o singură modalitate eficientă am înțeles-o aici, în Europa, și am întâlnit un sprijin extraordinar și îngrijorări reale care s-au reflectat deja în foarte multe note informative, în diverse scrisori care au venit în sprijinul meu și au trecut deja hotarele Republicii Moldova, adică sunt lăsate în ambasade și în alte instituții. De asemenea, Harunjen ar trebui să recunoască că are și scrisori din partea deputaților europeni și pe numele său și ăsta, colegul său de pătărâni, ministrul justiției, Vladimir Cebotar, de asemenea a fost somat.
Și nu este doar vorba de mine, este vorba de toată lumea aceasta care, prin intermediul meu, pentru că mi-au oferit posibilitatea și acum chiar să vă zic și oportunitatea de a deconspira crimele făcute de Vlad Cioloș. Doamna Uțache, dumneavoastră ați deconspirat... Parte, ele vor veni necontenit și aici îmi simt într-adevăr rolul pe care l-am îndeplinit foarte bine. Eu în continuare mă aflu într-o depăsare de serviciu, August Harunjan. Deci eu nu mă ascund nicăieri și voi veni exact atunci când voi considera de cuvință și voi crede că am făcut tot posibilul aici în Europa pentru ca să pun pe raft și nu pentru ca să fie prăfuit și să fie dat uitării, ci pe un raft care va merge în pe calea investigației tot ceea ce s-a acumulat în Republica Moldova, tot ceea ce nu ai vrut să vezi, tot ceea ce ai neglijat, tot ceea ce ai obstrucționat. Doamna și Orsache, nu este critica unui procuror. Este un mesaj foarte clar unei persoane care se află în prezilele alegerii în funcția de procuror general. Nu are ce căuta și ar fi foarte bine să aibă deontologia să plece atâta vreme cât nu este târziu. Iată una din soluțiile pe care le văd eu. Cei care înțeleg că slujirea lui Prokopiuc nu este veșnică și nu o trăiesc cu ultima zi, ar trebui să se rezume, să se întoarcă înapoi în alte alegeri. Cei care nu mai pot să o facă, ar trebui să se pregătească pentru urmări. Doamna Orsache, ca să știu dacă ne auzim în ambele direcții, vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, tot acest văluc de dosare care a venit pe dumneavoastră, dacă are legătură cu un anumit dosar din investigațiile pe care le-ați pornit. Dumneavoastră sunteți implicată în mai multe dosare de rezonanță în Republica Moldova. Care din ele a atins punctul nevralgic al sistemului, ca să zic așa? Din punctul meu de vedere, două din ele, deși, credeți-mă, informațiile de care dispun au fost subiectul discuțiilor mele pe mai multe ipostaze sau pe mai multe dimensiuni în Uniunea Europeană și în fața organelor interesate. Totuși, cred că primar este vorba de Veceslav Platon și de tot ce a lăsat el să se cunoască cu privire la implicarea lui Plahotniuc în spalarea acelor 21 de miliarde de dolari americani prin intermediul sistemului financiar bancar al Republicii Moldova, pe care l-a capturat, l-a subjugat, l-a făcut și simplu o unealtă sa prin Drăguțan, Burin, Chetraru și alții serviți care, rând cu Prokopiuc, vor trebui să răspundă și cert este că în privința lor probe sunt mult mai palpabile pentru că Prokopiuc aș putea să se ascundă după ei. Iar al doilea dosar destul de dureros este dosarul unde sunt vizați acoliții lui Plahotniuc. Este vorba de Dorin Damir și de unul din deputații Partidului Democrat, Nichifor Ciuc, cei care au trecut deja pe linia investigațiilor în legătură cu transportul de contrabandă și deci frauda legată de substanțe anabolizante și narcotice. Ne amintim de cazul lui Sergiu Cebotari, care a făcut aceste dezvăluiri în, nu știu, spiritul să cetățenesc și foarte naiv de la noi, a lăsat niște informații extrem de prețioase pe mâna lui Harunjan și Morar, care pur și simplu au râs acolo în holurile GBC-ului despre cât de naiv poate fi un cetățean moldovan onest care vrea să facă lumină. Dar uite că râsul a ajuns în plâns, pentru Damir cel puțin. Am spus astăzi în conferința de presă pe care am ținut-o că în Germania deja este reținut unul din reprezentanții subdiviziunii românești din România, Balkan Pharma, o persoană care, deci participarea căruia la această infracțiune la momentul de față se investigează. Înțeleg eu că informația a ajuns în presă la noi și vreau să spun că raportul făcut de Comisia Parlamentară, pofida faptului că lucrul pe care l-a încercat să-l fundamenteze domnul deputat Cobzac a fost obstrucționat pe diverse căi, inclusiv soldat cu răpirea, vă amintiți-vă de ziua de vineri din ultima ședință a Parlamentului, cea din vară, când Cobzac îl aștepta pe Cebotar să vină să dea un raport în Parlament și el a fost răpit efectiv din stradă și nu a mai ajuns în Parlament. Noi l-am găsit într-un subsol la comisariat la Nisporeni, pe un dosar fals intentat care a ieșuat până în ziua de astăzi. Deci lucrurile sunt extrem de serioase. Astea două sunt sensibile și astea două, cum se zice, au luat foc aici. Dar lăsați-mă să vă vorbesc puțin mai târziu despre aceasta. Ok, să vorbim un pic și cu domnul Rudenko, să oferim posibilitatea tuturor să se expună.
În primul rând, aș vrea să întreb despre ceea ce s-a întâmplat astăzi noapte. S-a depășit, nu s-a depășit, puteau intra procurorii sau nu puteau, existau documente, nu existau documente. Pe urmă, aș vrea să o întreb și pe doamna Ursache dacă în general avea ce să ascundă în casa tatălui ei. Dar vorbim de procedură și de temei. Cu siguranță tot ce s-a întâmplat în această noapte este un abuz și o depășire. Deci legislația penală procesuală prevede expres în ce mod poate fi efectuată percheziția. Deci s-a depășit în primul rând timpul. Deci în timp de noapte percheziția nu poate fi efectuată, este indicată expres în lege acest fapt. Cum s-a intrat, s-a patruns în casă, este la fel o crimă. Deci nu era necesitate de a intru pe lumina. Trebuie disunat, de chemat stăpânul și cu evidență dânsului trebuia să deschide ușa. N-avea încotro. Deci a prevede lege. Deci sunt metode prevăzute de lege care au fost sfidate și încălcate. Eu aici aș vrea să întreb. În cazul în care lumina era conectată, se suna la ușă, civilizat, ca într-o țară civilizată, și se spunea, domnilor, nu aveți, dacă nu aveți mandat, ei nu aveau dreptul să intre. Nu aveau dreptul. Ei aveau o ordonanță eliberată însuși de procurorul care participă pe această cauză penală. Da, legea prevede acest fapt în cazuri excepționale. O să o rog pe doamna Ursache să rămână pe fir permanent și atunci când găsește nevoia ca să intervină, să o facă. Mulțumesc, Dumitru. Nu știu dacă mă vedeți acum. Ne vedem și ne auzim. Suntem permanent, în permanentă emisie și cu dumneavoastră. Dacă bine, găsiți... M-aș fi vrut să vă văd măcar puțin. Chiar mi este doar de casă. Da, lasă că... Dacă găsiți momentul și doriți să interveniți, vă rog să o faceți. Vorbind acum despre cel mai important când se trece la așa percheziție. Se face numai în cazuri de flagrant. Când s-a comis o crimă acum imediat și este necesar de făcut percheziție acum la moment. Deci noi acum vorbim despre infracțiune care a fost comisă în 97. Deci eu nu știu ce au căutat acest domn la dumneavoastră acasă. Până la urmă, nici nu este casa doamnei Ursache, este casa, apartamentul tatălui, unde trăiește cu fiul. Înțeleg deci, că nu există niciun mandat al judecătorului. Este mandat, nu există, este ordonanța procurorului. Care în unele cazuri prevede. Este, a procurorul are acest drept. În unele cazuri, care am spus eu mai sus, în cazuri când merge vorba de infracțiune flagrantă. Deci s-a comis crima imediat și pentru a curma unele acțiuni de sfârșit de probă, adică era posibil, sunt lege prevede așa ceva, adică e posibil de a pronunța această, de libera această ordonanță și de a petrecut această percheziție. Dar în cazul nostru, merge vorba de infracțiune care a fost comisă, presupus infracțiune din 97, deci a trecut deja 19 ani. Nu merge vorba de un caz de flagrant. Deci, evident, această ordonanță este abuzivă. Acum să fim și atenți. Vorbim despre un caz din 1997 sau se încearcă să ni se vorbească despre un caz din 1997? Este reluată cauza penală pe un fapt care a fost comis admin în 1997. Domnule Mitrican, în opinia dumneavoastră, faptul că se redeschide, depășind termenele de prescripție, se redeschide un dosar cu asemenea vechime, bun, poate există excepții, nu suntem toți juriști aici, eu nu sunt jurist, întreb, asta este meseria mea. Există cazuri de excepționalitate pentru a deschide un dosar după 19 ani? Eu aș menționa contextul a ceea ce se întâmplă astăzi la noi în țară. Deci în istoria statului Republica Moldova eu nu mai țin minte ca să fie unele dosare cu așa o rezonanță cu implicarea persoanelor din conducere sau persoane destul de influente și cu prejudicii atât de însemnate pentru poporul nostru și pentru țară. Iată că nu numai unele persoane, dar și avocații, vedem noi, colegii noștri, care, făcându-și datoria, au făcut cunoștință cu aceste circunstanțe și cazul Anei Ursache, care a dat publicității aceste informații ca să cunoască publicul larg ce se întâmplă și de ce. Referitor la întrebarea, deci, cred că nu e cazul să intrăm în detalii, fiindcă materia penală este foarte fină. Fiecare cuvânt are însemnătate. Reluare, redeschidere și așa mai departe. Vreau să atrag atenție numai că în 2015 este o hotărâre a Curții Constituționale când s-a încercat printr-o ordonanță a
prim procurorului general de a anula o ordonanță care a fost adoptată cu mulți ani în urmă. Și dacă o să revenim la această hotărâre a Curții Constituționale, care a făcut referință la unele decizii a Curții Europene, că odată ce persoana a fost scoasă de urmărirea penală sau față de persoana a fost încetată urmărirea penală, deci organul respectiv deja s-a pronunțat odată în baza acelor probe care erau instrumentate de procuror la acel moment. Că a scăpat procurorul ceva, că nu a luat-o în considerație. Aceasta este problema procurorului. Și dacă el a făcut neglijență, e problema procurorului. Și, acum... și în această hotărâre spune, făcând referință la Curtea Europeană, persoana nu poate să trăiască toată viața în această incertitudine că cineva peste 10, 20, 30 de ani a apărea un chițăbuș și urmărirea penală va fi reluată. Deci procedura prevede că numai în cazul când apar noi probe elocvente care la moment nu erau cunoscute. Deci din cauza dată noi vedem că atunci procurorul a investigat toate persoanele, toate circunstanțele și a ajuns la astfel de ordonanță de a scoate o persoană sau alta de sub învinuire sau de a înceta urmărirea. Punct! Poate ar trebui să vorbim despre cele două dosare care, despre care spune Ana Usachi. Mai este în acest context tot foarte important. Eu, aici, Dumitru, îmi cer scuze, vreau să intervin și îmi cer scuze de Alexandru și la domnul Tăbârță, care cu siguranță mă așteaptă să comunice cu noi în același spirit. Deci tot ce a spus domnul Mitrigan este perfect corect, dar este și un chițibuș care mă face să întăresc mesajul cu care am venit la început acestei emisiuni, că foarte curând Harunjun va avea nevoie el de avocat. Deci este vorba de imposibilitatea de a redeschide și cu tot cu probe noi, cu tot cu ce nu ar fi. Vreau să rețineți aici că nu mă refer la cazul meu. Și în cazul meu, nu doar probe noi, probe noi sunt general, pentru că eu nu am implicarea. Totuși, în abstracție de la persoana mea implicată în această murdărie pe care au declanșat-o la Fătunci, trebuie să înțelegem foarte clar că interiorul termenului de prescripție este interiorul unor date de la ziua pretinsei comitere a infracțiunii sau comiterea infracțiunii care este consfințită în materialele unui caz, până la data când legea spune că termenul a expirat. Ori pentru acea infracțiune, conform codului penal, în redacția anului când s-a întâmplat acel caz, termenul era de 15 ani. Din anul 2012, interiorul acestui termen s-a închis. Nu mai se poate deschide, redeschide, relua, revedea, orice. Nu mai se poate. Tot ce se face acum constituie un abuz, o depășire flagrantă a atribuțiilor de serviciu, este un act de corupție și este un act conștient de învinuire ilegală cu bună știință a unei persoane. La aceste infracțiuni s-a pretat conștient Eduard Harunjun, emitentul ordonanței din 8 septembrie. Și a făcut acest lucru pentru că i s-a promis că are undă verde și nu avea urmări. Pentru că i s-a promis că ordonanța sa nu va fi anulată niciodată și că atât instanțele de fund cât și Curtea de Apel, cele care sunt abilitate cu controlul legalității acestei porcării pe care a semnat-o el data de 8 septembrie 2016, vor menține acest lucru. Dar circumstanțele nu sunt tocmai așa. Și atunci când a înțeles că judecătorii nu doresc să ia parte sau cel puțin, și nu din cauza că ar ține cu mine sau ar ține cu cineva în situația mea, ci pur și simplu nu pot trece peste o piedică atât de evidentă precum termenul de prescripție, Harunjun a început să influențeze și a început să-i mixtoneze într-o latitudine nepermisă, într-o latitudine care se cheamă presiune și corupție. Dacă... Și aceste date, deja eu le cunosc. Și aș vrea aici să-l întreb și pe domnul Petkov, dacă acest dosar împotriva doamnei Ursachi este un avort penal, care din start este mort, atunci ce se urmărește prin această... Păi uitați-vă, Dumitru, aici, ca să revenim la ceea ce l-ați întrebat pe domnul avocat, ce era să fie dacă erau să se prezinte în mod civilizat și așa mai departe. Deci noi am văzut din ceea ce s-a întâmplat ieri, că slugăie este lui Plăhotniuc, nu
au nevoie de proceduri civilizate. Nu au nevoie, pur și simplu. Dincolo de disputele acestea care sunt acum astăzi în studio, disputele juridice, deci chițăbușuri, trebuia să fie așa, altfel, sau nu mai știu cum. Telespectatorii cred că deja au și-o obosit de fel de argumente juridice, de drept. Deci se vede clar aceste persoane care astăzi se numesc procurori, care au și mantia de procuror, nu sunt persoane de drept. Sunt niște criminali, sunt niște bandiți în lege, care vin pur și simplu noaptea, ca în 37, ca în 46 la noi, Moldova, ca să facă legea lor. Dânșii au venit acasă la niște persoane care, unul este în vârstă, și vârsta înaintată, se vede clar. Da? Deci omul are aproape 80 de ani. I-a trăit destul de bine în Moldova, adică cu... Este un om cu reputație, da? Deci așa ei pot să vină la oricine, oricând, stingând lumina, stricând geamul, fără ca să apeleze la lege. Ei nu au nevoie de lege, ei s-au autoizolat din cadrul legal și noi acum trebuie să izolăm cu toată societatea. Eu vreau să vă reamintesc un lucru extrem de important. Și aici este domnul Mitrigan, care este fost procuror. Legea cu privire la procuratură, precum și alte acte care reglementează activitatea procuraturii, spune clar și franc, procuratura activează în interesul societății. Eu vreau să știu care este interesul care i-a băgat pe acești inși aseară, care este interesul cărei societăți. Ca noi să înțelegem, păi poate există 50 de societăți care fiecare din ele cer, uitați-vă, mergeți la ora 10 seara la Ursache acasă, ridicați-i tot ce are acasă, intimidați-i pe toți pe care îi avem, ca să-i punem la dubă. Unde există acest interes în societate? Eu aici aș vrea să întreb pe domnul Tăbăr despre interesul politic, probabil, altul nu știu dacă este, odată ce Ana Ursache este avocatul care s-a implicat în foarte multe cazuri de rezonanță. Dar mă interesează părerea noastră. Este evident că doamna Ursache a devenit o persoană incomodă politicului actualului regim. Dumnezeu, într-adevăr, după undeva, cred că 2010-2011, a reprezentat o serie de dosare de rezonanță în societatea noastră. Aceste dosare au fost incomode puterii, au fost incomode regimului și, desigur, în acest caz se acționează cum se acționează. S-a trecut la această intimidare, s-au mers la aceste abuzuri, s-a mers pe acest dosar, cum spun domnii juriști, deja de mult prefăit, însă acum redescoperit. Dar nu este primul caz când pe undeva se încearcă de a se descoperi și a descoperi sau a merge peste anumite limite. Cea mai simplă amintire, ne aducem aminte de actul de studii al domnului Gaburici când era prim-ministru. Un act de studii de vreo peste 20 de ani, probabil că și el a uitat, și nu numai el, dar multul lume, însă când la un moment dat a început să devină incomod cu anumite cerințe și cu anumite revendicări față de anumite instituții ale statului, imediat au găsit ceea ce au găsit. Acum au găsit o filă din pagina doamnei Ursache, un dosar care până la urmă a fost închis, dumneavoastră a fost achitată, însă în continuare se încearcă cumva de a folosi acest dosar pentru ca dumneavoastră să fie pus la o anumită distanță și să fie pus la un anumit respect. Respect în ghilimele, desigur. Eu aici aș vrea să intervin și să o întreb pe doamna Ursache, dacă este prezentă cu noi. Doamna Ursache, vorbeați la începutul acestei emisiuni despre două dosare care au atins punctul nevralgic al sistemului. Despre dosarul Platon și dosarul Damir plus Nichiforciuc. Exact. Ce urma să se întâmple în viitorul imediat, în viitorul apropiat? Ce trebuia sau urma să iasă la iveală de s-a speriat într-atât de mult sistemul? A început să ardă. Eu rectific puțin, da, bine, întrebarea este corect pusă, dar răspunsul meu va fi diferit. Deci ceea ce urma să iasă deja a ieșit, este lăsat aici în siguranță în Uniunea Europeană, în state unde investigațiile sunt investigații, iar procurorii sunt procurori nu lași și nu lingăi și nu aserviți.
Ceea ce urma să se întâmple în Moldova și ceea ce i-a scăpat de sub control lui Plahotniuc era exterminarea fizică a lui Platon și Cebotari. Și acum nu mai are rost să o facă. Deci supărarea cea mai mare este că acum orice nu s-ar întâmpla și n-ar încerca el să facă cu acești oameni, deja este mult prea târziu, pentru că serviciul care l-au făcut ei societății noastre sau adevărului, care într-o bună zi va triumfa, deja este pornit. Deci asta Platon și-a asumat conștient rolul de martor cheie și această noțiune sau această sintagmă de martor cheie i-a fost atribuită și prin rezoluția numărul 617 din 11 octombrie, curent. Asta a fost unul din momentele deranjante, că Plahotniuc nici nu putea să creadă, să înțeleagă că un om care vorbește împotriva sa și a cărui voce el o poate controla pentru că îl ține într-o pușcărie, într-un subsol, brusc a devenit martor cheie, iar după aia s-a regăsit și într-o rezoluție prin care adunarea parlamentară a Consiliului Europei îl îndeamnă pe Plahotniuc, că de fapt zice Moldova să se abțină. Noi înțelegem foarte bine cine face jocul murdar în Moldova. Practic, el primește un mesaj din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei să se abțină de la orice intimidare, de orice gen a activităților civici și a persoanelor care sunt martor cheie. Și aici s-a întâmplat marea problemă. Pentru că lucrurile le-au scăpat de sub control și încercările de a-l intimida, dacă mergem acum pe dosarul celor conabolice Bisericii Cebotari, câteva dosare deschise, câteva, nu știu, din astea făcute, urmăriri, răpirea lui din centrul orașului, din lângă cinematograful Patriei, domnule, în ziua când mergea să dea declarații în fața Comisiei Parlamentare, toate astea au fost în zadar. Au lăsat doar evidența crimilor lor. Domnul ăsta, Roșcățel, l-am uitat cum îl cheamă de la Nisporeni. Și Mătăluță ești în lista lustraților. Să cunoști foarte bine acest lucru. Deci, aici mă întreabă nu doar despre ce au de spus oamenii care mi-au încredințat apărarea. Mă întreabă și cine sunt cei care îi hărțuiesc. Și atunci când am început să întocmesc o listă, atunci când am început să vorbesc de o schemă prin care să arăt cine sunt cei care au hărțuit majoritatea oamenilor care mi-au încredințat apărarea, am ajuns la niște concluzii stupefiante. De exemplu, în cazul lui Felix Rincu, mai devreme arestat pentru un caz care a fost închis prin rezoluție judecătorească, un caz care chiar nu putea fi deschis, sub nicio formă, mai dramatic decât în situația mea, și iarăși același Caruja îl deschide. Ne trezim cu procurorul care îl duce pe Felix Rincu la arest, care este tot acel procuror care închide dosarele cu privire la stropirea oamenilor cu gaze lacrimogene și maltratarea bătrânilor și copiilor în ziua de 27 august, atunci când s-a întâmplat protestul Nu Mă Tem, și mergem așa pe linie ca să vedem că unde nu dai, găsești ori morari, ori cărunjeni, ori a serviții și a poliților. Și toți acești procurori care îi se vede pentru că și ștepând să ce credeți că la prima lui istorie sau istorioară de asemenea gen, sigur că nu. Pentru că el deja nu mai are cale înapoi. El deja o să facă tot ce o să-i spune, pentru că el a trecut toate linii roșii. Și nu odată și nu în cazul meu. Doar ceea ce a făcut azi noapte, sigur că, nu știu, adaugă o greutate învinuirilor care îi vor fi aduse într-o bună zi. Și această zi este foarte, foarte aproape. Deci asta vreau să înțeleagă toată lumea. Eu vreau, pentru că astăzi am realizat după această conferință de presă că am fost extrem de negativistă, că am zis că, doamne, e prăpăt pentru că s-a dezlănțuit Plahotniuc peste toată această țară. Și chiar dacă simt acest fior și chiar dacă mă tem pentru prietenii colegii mei, pentru apropiații mei, pentru voi toți, pentru jurnaliștii care sunt adevărați, care faceți investigații, pentru toți cei care vorbiți public în interesul meu, de exemplu, chiar dacă mi este extrem de frică și sunt foarte îngrijorată pentru voi, nu este sfârșitul lumii. Dimpotrivă, acum ca niciodată înțeleg că suntem foarte aproape de începutul sfârșitului acestui regim. Și acestui Plahotniuc cu topa poliției. Arestările vor fi, să zic eu, partea cea mai bună care se poate întâmpla. Aici aș vrea să întreb și pe invitații prezenți în platou. Iată cum e reacția doamnei Ursachi. Ați văzut în reportajul de la începutul emisiunii la fel de tare, e să zic așa, și poziția lui Eduard Harunjan, care spune că, care îi recomandă Ani Ursachi să vină cu un avocat bun. E zeflemea sau e bluff sau vor merge în continuare fără reguli, dacă am... Da, Harunjan... Dacă îmi permiteți, tot contextul domnului Eduard Harunjan, mai sperat
declarația lui, afirmația care o propus el, doamnei Ursache, să angajeze un avocat bun. Domnul Harungin, cel puțin în timpul care a trecut acum în 2-3 luni, ați comis două crime. Prima crimă a fost reluarea urmăririi penale pe cauza Anei Ursache. Ați încălcat articolul 287. Unde este stipulat clar că urmărirea penală poate fi reluată numai de judecător de instrucție. Asta e un abuz. A doua caz, Feres Grincu, tras la Indigo, ca și cazul Anei Ursache. La fel, urmărirea penală a fost reluată prin ordonanța domnului interimar procuror Harungin, tot cu încălcarea articolului 287. N-avea dreptul procurorul general interimar să relueze această urmărire penală. Căci în lege expres indicat în articolul 287 că urmărirea penală poate fi reluată numai de judecător de instrucție. Deci vedem două crime. Două crime, domnul Eduard Harungin. Pentru aceste crime, în viitor, cu siguranță să răspundeți. Ați aveți nevoie de avocați cu adevărat buni. Dar cu regret vreau să constat, domnul procuror, că avocații buni o să reprezinte părțile vătămate, care au suferit în urma declarațiilor, în urma ordonanțelor, urma crimelor și abuzurilor care ați comis dumneavoastră. Eu azi am auzit încă o perlă, în opinia mea, destul de prostească, da? Din gura domnului Harungin, acestui procuror așa numit, care a zis că dosarul respectiv a fost repornit din cauza că, atenție, doamna Ana Ursache n-a insistat ca să fie închis. Domnilor, bine că n-am mai auzit-o și pe asta. Este și asta. Deci noi am chiar ajuns... Aș vrea să știu și părerea doamnei Ursache. De ce n-ați insistat să fie închis? Eu o să insist să fie închis, Harungin, vă promit. Eu vreau să spun că aici, dar nu e glumă deja, nu e glumă, ce fel de încredere în act de justiție, într-o astfel de justiție poate avea poporul Republicii Moldova în momentul în care astfel de harungeni sunt peste tot. Sunt peste tot. Oameni buni, eu iarăși revin la interesul public. Noi am avut pe parcursul ultimilor ani mai multe dosare de rezonanță care chiar într-adevăr trezeau un interes sporit al societății. Dosarul cu vânzarea armamentului. Țineți minte acel avion, da? Păi, domnilor, la adunarea generală a Asambleei Generală a Națiunilor Unite s-a scris pe acel avion care a aterizat la noi, la Chișinău. Și acum vreau să intervin, Alexandru, doar puțin pot să-mi permit la acest subiect. Cu dosarul vânzării armamentelor, aici în Europa există anumite investigații și în Republica Moldova câteva morți subite sunt conectate la acest dosar, dar din păcate asta e tot ce pot să vă spun acum. Urmează investigațiile. Petkov, eu cu dumneavoastră știm foarte bine cam cine este implicat. Am și vorbit în mai multe conferințe de presă. Eu am lăsat deja datele aici în Europa. Și inclusiv despre faptul că cei care au încercat să dea declarații în dosarul armamentului au avut de suferit. Dosarul cu armament, închis. Dosarul cu pădurea domnească, închis. Dosarul Butmalai, închis. Dosarul Butmalai, închis. Dosarul cu tarifele la energie electrică, unde se fură oameni buni, dar se fură și astăzi. Toată lumea a ieșit în stradă. Într-adevăr, era problemă și este problemă. Un dosar. Nici măcar nu s-a pornit. Avem dosarul cu miliardele. Acum, Beata Filat s-a dus cu 23 de milioane. Restul unde-s? Mai avem da, aici, astfel... Aici, să facem o paranteză, nici nu există un dosar generic al miliardului furat. Exact. Deci nu avem dosare pornite pe cauze, într-adevăr, care au stârnit atenția sporită a societății, întregii societăți. Am avut proteste în piață din cauza furtului miliardelor. Dar nimic. Nu, acum... La 20 de ani, din cauza că doamna Ana Ursache a refuzat să se închidă dosarul, noi trebuie să-l deschidem. Oameni buni. Dosarul anabolizantelor. Anabolizantele? Raportul Comisiei Parlamentare. Într-adevăr. Prin care s-a constatat că, într-adevăr, au avut loc contrabanda anabolizantelor. Și da, aici... Eu îmi cer scuze că intervin, că în caz să nu uit, știți cine este autorul ordonanței de clasare a dosarului omorului lui Butmalai? Cred că nu vă costă mult timp să ghiceți. Este vorba de Eduard Harungin. Iată o nouă ispravă, poate a treia o pus scris la cătăstiv, a treia greșeală pe care a comis-o Eduard. Sigur. Să mai adaug, e clar, că eu am spus în ultimul timp, în două luni.
Care este speranța că aceste dosare în general să continue? Noi avem foarte multe dosare pe care le-ați pomenit și pe care nu le-ați pomenit, care vorbesc la fel despre inactul justiției în Republica Moldova și odată ce acest caz este pe larg mediatizat, mai ales în anumite medii, totalmente invers, ce se va întâmpla după epuizarea tuturor acestor cazuri, până cazul Anei Ursache, după ce se va epuiza, ce va urma, unde vor ajunge acele dosare? Se va încerca să se înnăbușe memoria publică cu privire la aceste dosare? Sau ele pur și simplu vor trece neobservate? Ce se va întâmpla? Care este părerea noastră? Deci eu așa am invocat contextul de astăzi grav. Fiindcă noi avem un stat funcțional și organele de drept inclusiv. Ce se vor întâmpla? Nu se va întâmpla nimic până ce, fiindcă această guvernare, până ce nu se teme. Nu are cine astăzi să le ceară socoteală și să, nu că să-i pună la respect, dar să-i pună la răspundere pentru cele comise. Da? Într-al doilea rând, eu aș menționa un fapt foarte grav, că aceste intimidări sunt față de avocați, care noi, în activitatea noastră, noi apărăm drepturile și interesele cetățenilor. Deci noi ne facem lucrul nostru, inclusiv și Ana Ursache. Deci acele informații care sunt în aceste dosare sunt folosite pentru a-și proteja clientul și a prezenta organelor de drept. Iată toate acele declarații pe care ea le face și alt avocat. Și după cum a menționat colegul domnul Petkov, în interesul societății, noi vrem o curățire, noi vrem o respectare a legii, cu atât mai mult că chipurile ne numim pro-europeni. Noi vrem o ordine elementară. Cine o va face astăzi este o întrebare foarte mare. Dar societatea ar vrea ca toate aceste cazuri să fie elucidate și persoanele trase la răspundere, mai ales cu miliardul. Mai ales cu miliardul. Dar eu am o întrebare aici. Unde este călcâiul Ahile a acestui sistem? Noi avem foarte multe persoane notorii care și-au dobândit notorietatea în ultimul un an și jumătate, doi, pentru declarațiile pe care le-au făcut și pentru probele pe care le-au avut în anumite cazuri cu privire la personajele din sistem implicate în diferite dosare de rezonanță. Și așa cum a fost prim-ministru și oricum a fost implicat, dar a vorbit și despre Plahotniuc, Vladimir Filat, a vorbit și Mihail Goffman, a adus și probe și a și vorbit și în străinătate, Vyacheslav Platon, tot cu păcatele pe care le are și pentru care probabil o să plătească, dar a vorbit și dânsul despre implicarea și complicitatea lui Vladimir Plahotniuc. Ați vorbit și dumneavoastră, domnul Alexandru Petkov, și Grigore Petrenko, a vorbit și Constantin Cheianu, care a avut și el un incident tot din această cauză, pentru că a avut ce spune despre sistem, cu tot cu probe. Și iată Ana Ursache acum, și ca să nu mai vorbim despre Renato Usatăi și alții, pentru că sunt mulți aici, ar fi vorba și despre Sergei Filipov, la un moment dat primarul din orașul Taraclia. Nu avem o finalitate în cazul acestor oameni. Eu să vă spun mai mult despre miliardul frate. Guvernarea a achitat 300 de mii de dolari pentru raportul Kroll. Noi am solicitat prin dosarul Platon să fie acest raport Kroll anexat la material dosarului. Noi l-am tradus în limba rusă. Am primit un răspuns de la domnul procuror, prin care ultimul a dat un răspuns foarte interesant. Adică noi nu putem anexa acest raport în limba rusă, deoarece nu este traducere oficială. Adică prin această ordonanță, dânșii au recunoscut că ei nu au tradus raportul Kroll. El există numai în limba engleză. Dacă așa a dorit guvernarea noastră să afle adevărul despre această cauză. Doamne Rodencu, răspunsul este simplu și vin să-l citesc pe domnul Chetraru. E beletristică. Cam asta. Sens să achiți din bugetul statului. E beletristic pentru Chetraru, pentru că a fost cam vreo 10 pagini de plan. El există numai în limba rusă, în limba engleză. Pentru opinia publică, dar să cunoască tot. Cel puțin că sunt banii publici. Avem puțin timp la dispoziție și aici aș vrea să vin la întrebarea mea anterioară.
Am avut, sau n-am avut de fapt, finalitate în cazul la foarte multe persoane care s-au împotrivit sistemului și avem și cazul unui avocat care a stat de gardă pe fiecare dintre aceste dosare pe care le-am menționat mai devreme. Care va fi finalitatea, în opinia dumneavoastră? Și apoi o să intervim și cu doamna Ursache, dar foarte laconic. Domnule Tăbrăță. Probleme, de fapt, sunt legate de justiție, o justiție ineficientă, aflată la cheremul politic, a provocat o corupție de sistem, instituțiile statului nu funcționează și, până la urmă, ce avem, cea mai importantă urmare a guvernărilor după 2009 încoace, avem acest dosar bancar cu acest furt al miliardului și multe alte. Aici avem un sistem vicios, este evident că instituțiile statului nu funcționează. Vedeți o finalitate și în cazul acestor persecuții? Este dificil să spun ce va urma. Probabil acum noi vom avea nevoie de un anumit suport din interior pentru cumva însănătoși aceste instituții de drept, dar totodată cred că trebuie să existe și o voință din interior, trebuie să existe și o voință a societății, a părții sănătoase a societății, ca până la urmă sistemul să se curăță acele instituții de drept ca să înceapă a funcționa. Inclusiv sistemul judecătoresc, care este, cred, un element cheie aici. Domnule Percov. Eu aș parafraza. Dar am avut în anumite episoade, am avut și intervenții sau cel puțin presiune prin prezență din partea delegației Uniunii Europene. Și până la urmă nu s-a finalizat cu insistent sau cum s-a exprimat Harunj la un moment dat în alt context. Eu consider că intervenția delegației Uniunii Europene este una iminentă, necesitatea ei este una iminentă, din simplu motiv că eu aș parafraza aici puțin ceea ce a zis colegul, că nu acționează puterea. Puterea astăzi acționează. Nu în conformitate cu normele de drept. Nu în conformitate cu normele de drept. Puterea astăzi acționează cu totul într-o măsură perimată. Deci procurorul cu judecătorul și cu polițistul acționează ca ceva comun. Fără ca să fie vreo competiție în judecată, fără ca să fie posibilitatea ca să-și apere cineva părerea dânsului care este exprimată într-un proces normal. Și astfel de norme sunt inadmisibile într-un stat de drept. Și ceea ce vedem noi astăzi, că intră un așa numit procuror pe timp de noapte, mișelește într-un apartament la care, la insistența stăpânului ca să iasă, acela zice, da, dumneavoastră puteți după asta să mergeți la judecate, la CEDO să vă adresați. Așa a zis ieri acel știi funcție. Pot reclamea într-o batjocură, au zis că da, într-o batjocură. Haide, eu acum am treabă. Păi noi așa până unde ajungem? Până unde ajungem dacă se atrofiază acel nerv al legalității la întreaga societate, când toată lumea spune, ei, și mă rog, lasă să fie așa. Pentru că oamenii astăzi la asta sunt duși. Eu personal am vreo 10 dosare așa de astea, chipurile mărânțușuri, dar sunt de-al de mine sunt sute de persoane care nu au cum să nu vină la judecată. El trebuie oricum să vină și așa din lună în lună, din an în an și să petrece. Ca pe urmă să zic, da, cât se mai poate. Domnule, la asta se așteaptă această guvernare criminală și eu vreau să spun că într-adevăr sunt criminali la guvernare care trebuie odată și odată trecuți printr-o sită, trecuți printr-o sită a lustrației și abia după asta să fie cineva la dubă, dar eu cred că printre primii trebuie să fie Harunjan împreună cu știi fărțele lui și împreună cu Plahotniuc, pentru că e un sistem. Sistemul ăsta trebuie dărâmat, odată și odată. Domnule Rudeanu, vreau să întreb dacă veți solicita, sau dacă deja ați făcut-o, dacă ați solicitat intervenția delegației UE, ambasadelor? Sigur că ne-am adresat. Ne-am adresat, dar cu regret nu văd. Scuze-mă doar că te întrerup. Deci, Dumitru, Eduard are o obligație deontologică să nu divulge. În momentul în care se discută cu diplomația, nu neapărat poți vorbi despre acest lucru. Mie este mai ușor pentru că deja dețin documente. O să vi le pun la dispoziție, apropo, chiar domnii judecători care au poimâne și răspoimâne să hotărască între comanda plăhotnicistă și etică, moralitate și legalitate, vor primi actele unde sub semnătura deputaților Bundestagului, sub semnătura deputaților din Parlamentul European,
a diversilor membri a Comisiilor de Monitorizare a Republicii Moldova în această etapă de preaderare, în subsemnătura diversor organizații foarte importante, precum, haideți cum să dau numele la organizații, o să fie o surpriză pentru publicul și se vadă, care sunt, deja s-au făcut note și adresări cu un mesaj foarte clar de încetare a acestor insinuări, hărțuiri și a acestui banditism legalizat. Doamna Ursache, eu aș vrea să întreb aici ca să fac o precizare. Nu va face nimic altceva decât să sprijine acest mesaj al nostru, iar colegii mei, Eduard, Angela, Anatol, Iulian, sunt chiar îndemnați și încurajați să vină să discute cu ambasadorii, pentru că la momentul de față, din păcate, doar ei sunt protecția voastră. Acum, când Bahotinco o să vrea să vă facă toate relele de pe lume pentru ca să arate prin exemplu meu și al vostru că nu se poate să te lupți cu el, că nu ar trebui să mai apară asemenea fenomene gen noi avocații și oamenii care s-au răzvrătit împotriva lui. Așa că impact, nu mai vreau să fim dezamăgiți de Uniunea Europeană, nu este adevărat. Noi nu am știut niciodată să aducem mesajul ăsta corect instituțiile în care trebuie să fie el adus. 1. 2. Noi nu am vorbit clar, împreună am preferat niște chestii foarte diplomatice, niște chestii foarte evazive, de genul corupție, de genul plural la oligarhie. Nu, domnule, nu avem oligarhie la plural. Avem unul care a făcut tot răul posibil în această țară, în anii în care noi am permis. L-a scăpat de sub poală de la Voronin de acolo și nu știu cum dracul s-a cocoțat drept în fruntea țării, exact ca insecta aia care trăiește într-un păr de curat. Nu știm cum l-am scăpat și, apropo, asta a fost una din întrebările la care mi-a fost cel mai greu să răspund, cel mai dificil să răspund în momentul în care discutam cu oficialii europeni. M-a întrebat, doamne, dacă aveți un spirit civic, dacă mi-arătați că aveți proteste în stradă, dacă sunteți atâția ani, nu știu, într-o opoziție constructivă, cum ați permis și dacă o stare anti-rating 97% nu știu, cum de a să pomeniți să vă conducă? Este o întrebare foarte dificilă. Haideți să ne răspundem cu toții la această întrebare. Cum s-a pomenit să ne conducă? Și dacă cumva eu, tu, Eduard, Alexandru, Dumitru dumneavoastră, domnul Mitrăgan, domnul Tăvârță, vreți să faceți parte din acest calificativ ne? Dacă cumva vreți să ne atribuim acelei turme pe care el vrea să o conducă? Acelei turme în care vrea să transforme acest popor pe care l-a furat, l-a jefuit, l-a tirajat în toate bășăvenele la care s-a pretat el și a poliției săi. Eu cred că nu. Și răspunsul în locul meu la întrebarea pe care o pornise Dumitru, a dat-o Alexandru, lustrația. De la Carunjen, Moraru, Ștefârță, Bețișor, Băieșu și toată lumea care lucrează pe dosare la comandă, Valentin sau cum îi spune, Vitalie Cazacu, judecătorii gen Goroche, judecătorii gen Plămădeală care achită tot felul de criminali. Ei știu foarte bine despre ce vorbesc eu acum. Ei achită criminali și cu altă mână absolut liniștit și nonșalant pun la pușcărie alți oameni. Am înțeles. Tot asta este adunat. Lustrația vă așteaptă cu siguranță. Lustrația nu doar juridică, lustrația politică. Nu va scăpa nici Leancă, nici alții care au semnat acele acte barbare, nici Drăguțan, nici Gurin. Nu va scăpa nimeni. Oare de ce? Nu înțelegeți. Oare poate din cauza aceasta ați ajuns atât de dornici să aveți aripioarele? El este mic, el nu poate să vă întindă o aripă mare. El are aripioare. Poate din cauza aceasta ați ajuns să doriți atât de mult protecția efemeră, o protecție falsă, o protecție care nu există. O protecție cu care vă minte, vă o promite și vă într-o zi vă lasă, pentru că el așa procedează cu toți acolitii săi. Doamna Ursache, din păcate, timpul rezervat acestei emisiuni s-a scurs, noi deja am depășit. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții și pentru comentarii și vă urăm succes. Suntem cu ochii pe dumneavoastră și pe sistem. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați participat la această emisiune. Toate bune și, doamnelor și domnilor, dumneavoastră, cu dumneavoastră ne revedem mâine seară la aceeași oră. Toate bune!